Familia mea. Experiențe fel de fel. O resursă pentru disciplina Consiliere și Dezvoltare Personală, clasa 8 -a. Fiecare familie are parte atât de momente frumoase, de experiențe plăcute pe care dorim să le păstrăm, în care bucuria împărtășită cu cei dragi ne dă o stare de bine, de liniște și confort, de siguranță, cât și de momente tensionate, de conflicte mici sau mari, pe care le trăim cu tristețe, poate cu durere, cu disconfort și nesiguranță. Gândește-te și notează pe caiet câte o experiență frumoasă trăită alături de familia ta, de care îți amintești cu drag, și o experiență neplăcută în care te-ai simțit poate nedreptățit sau trist. Răspunde apoi la următoarele întrebări: Cu cine ai împărtășit experiența plăcută? Cum te-ai simțit? Cine a fost alături de tine în situația neplăcută? La cine ai apelat pentru a trece peste situația respectivă? Cum ai fost ajutat? Dacă ai putea să te întorci în timp să fii iar în acele situații, ce ai păstra și ce ai schimba? Argumentează răspunsul oferit. Pentru rezolvarea acestei sarcini, poți aloca aproximativ 5 minute. Citește cu atenție și analizează studiul de caz afișat pe ecran. Ți se pare cunoscut acest scenariu? Ți s-a întâmplat uneori să ai neînțelegeri cu anumiți membri ai familiei tale? Dacă da, cu cine și care au fost motivele care au condus la neînțelegeri? Poate a fost vorba despre pregătirea pentru școală, despre timpul petrecut pe telefon, calculator, internet sau cu prietenii, despre modul în care te îmbraci, vorbești, te comporți, despre implicarea în treburile casnice sau păstrarea ordinii? anume s-au manifestat neînțelegerile? Ce anume ai făcut pentru a le rezolva? Uneori micile neînțelegeri sunt inevitabile, însă este bine să reținem că oricum ar fi, acestea au un impact negativ asupra noastră, putându-ne afecta sănătatea emoțională, fizică și socială. Pentru a preîntâmpina astfel de situații, este important să ne asumăm responsabilități, să respectăm regulile stabilite în familie, să avem o comunicare deschisă cu ceilalți membri, să avem un bun management al timpului, să fim empatici și înțelegători. Revenind la studiul de caz prezentat mai devreme, imaginează-ți continuarea lui și notează în caiet ce ai face dacă ai fi în locul miei, astfel încât să nu ai neînțelegeri în familie la întoarcerea de la școală. Prezintă colegilor ce ai notat și discutați pe marginea soluțiilor identificate. Pe lângă neînțelegeri, pe parcursul vieții se întâmplă și evenimente majore care au un impact negativ asupra sănătății familiei, cum ar fi separarea părinților, plecarea unui părinte sau a ambilor părinți în străinătate, decesul unor membri ai familiei, apariția unor probleme medicale grave abandonul, abuzurile, neglijența sau exploatarea. Aceste situații ne afectează negativ starea de bine și ne pot crea momente de tristețe, deznădejde, disperare și nesiguranță. Cunoști pe cineva care este într-o asemenea situație? Cum ai ajutat sau ai putea ajuta persoana respectivă? Realizați la nivelul clasei o listă cu ce ați putea face pentru a ajuta persoane sau familii afectate de evenimente majore de viață. În astfel de situații este important să identificăm în jurul nostru persoane sau instituții care ne pot ajuta să facem fața acestor evenimente. Cui poți cere ajutor? În final, scrie o scrisoare unui copil care trece printr-un eveniment major de viață, astfel încât să-i arăți că ești alături de el și că trebuie să aibă încredere în puterea lui de a depăși acele momente dificile.